L vă recomandă Floramite 240SC. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport, alături de doamna Marinela Strâmbulescu și Levente Bilașco. Bilașco, iertați-mă, avem un prim telespectator la telefon, domnul Bilașco. Bună seara! Seara! De unde ne sunați, cum vă numiți, Bilașco și mai cum? Bilașco Gavrilă. Gavrilă Bilașco, am înțeles. Vă rog, domnul Bilașco. Eu am o întrebare în legătură cu măsura 6.1. Dacă știți ceva în legătură cu condiția asta de 24 de luni. Deci, de la momentul înființării firmei. Așa. Deci dacă ai mai mult de 24 de luni, nu mai poți depune. De exemplu, noi am depus acum 2 ani, am depus cu 90 de puncte, cu studii superioare, cu tot, ne-a redus un punct, cu 89 de puncte, ne-a explicat proiectul neconform. Anul trecut nu a fost, anul ăsta nu mai putem depune. Deci, practic, nu te mai poți instala ca și tânăr fermier și tu n-ai profitat de fondurile europene în niciun mod. Aici ar fi trebuit lucrat un pic pentru să se scoată, mă rog, condiția asta de 24 de luni, pentru că sunt tineri de 28-30 de ani care ar vrea să depună și nu pot, că s-au făcut firme acum 3 ani, de exemplu. Bun, domnul Petrico, haideți să-i răspundeți dumneavoastră domnului Bilașco. Da, este o problemă sesizată, cred că deja de multe persoane și s-au pus multe întrebări în sensul ăsta. Momentan, ghidul consultativ și ghidul final o să vină cu clarificarea asta că nu sunt eligibile întreprinderile, societățile care au activitate agricolă mai veche de 24 de luni și atunci automat tânărul fermier care în calitate de titular sau asociat al acestor întreprinderi, nu va putea să depună proiect. Din câte am înțeles, asta este o eroare la submăsura 6.1, apărută la submăsura 6.1, pentru că la APIA ești considerat tânăr fermier timp de 5 ani, la submăsurile 4.1, 4.1a, pomicultură, cele cu cofinanțare, primești 20% în plus pentru că ești persoană sub 41 de ani și nu ai firmă cu activitate agricolă mai veche de 5 ani. Deci nu mi se pare corect ca la tânărul fermier să vină și cu o astfel de precizare. Dar acum asta e, trebuie să ne conformăm. Să sperăm că nou PNS să se clarifice această problemă și să ghidul solicitantului să apară cu perioada asta de 5 ani. Să vă consider. Deci eu vă sugerez în ce an v-ați făcut firma. Păi firma mea a făcut-o din 2016. Aș putea depune în 2021 dacă să depun. Exact. Așteptați nou PNS și poate exploatația care n-a beneficiat de sprijin pe tânăr fermier. Am mai văzut un paragraf acolo în ghid care spunea că dacă în momentul depunerii solicitantul nu figurează în altă firmă cu activitate agricolă, ar putea depune totuși, ar putea fi eligibil, da? Nu. Deci din momentul în care dumneavoastră, sau mă rog, titularul în calitate de asociat sau titular al unui PFAII, SRL sau mă rog ce a fi, s-a înregistrat la Registrul Comerțului și aici în cazul SRL-ului și-a activat codul CAEN de agricultură, automat se calculează cele 24 de luni. Așa e. Deci acea clarificare se referă la persoanele care erau asociate în firmă care nu aveau activitate agricolă. Deci, de exemplu, dumneavoastră sau mă rog, persoana în cauză deține o firmă cu activitate non-agricolă, mai veche de 24 de luni și acum aș mai deschide, de exemplu, o întreprindere sau un SRL cu activitate agricolă. În acest caz pot fi eligibil. Dar activitatea agricolă să nu fie desfășurată pe o perioadă mai veche de 24 de luni. Deci singura soluție anul care vine dacă o să fie fond. Exact, dacă o să fie așteptați și eu zic că o să fie asigurat, o să vină clarificarea asta cu 5 ani. Eu zic să așteptați nou PNS. Voiam să vă întreb dacă ați încercat să instalați băiatul dumneavoastră sau dumneavoastră... Nu, soția. Deci soția e cu studii superioare, da. Am înțeles. Copii? Da, avem, dar micuț, nu avem șansă, nici cum. M-am gândit în toate felurile.
Am înțeles. Nu, mă gândeam că poate avem posibilitatea să transferăm cumva exploatația către o persoană din familie. Nu se poate, pentru că NAPI-a, din moment ce ai teren, și teren luat în arendă, nu se pot face două operațiuni din același an. Și atunci arendă la arendă nu merge, automat nu mai poți să transferi NAPI-a. Automat contractele de arendare se reziliază, primele contracte de arendare. Și se deci refac pe... trebuie la APIA, trebuie să depui pe o persoană fizică și pe urmă să faci din nou contract de arendă. Nu poți să transferi direct. Asta e problemă. Nu știu, eu știu că poți să depui direct pe firmă. La asta vă referiți, că nu poți să depui direct pe firmă, nu? Nu, deci, de exemplu, ai depus pe IF în APIA și vrei să deschizi un SRL, o să transferi de pe IF pe SRL. Nu poți, trebuie să transferi de pe IF pe persoană fizică și de pe persoană fizică pe corect. SRL. Este corect ce spuneți. Deci două operațiuni și nu se fac în același an. Și nu se poate. Și atunci nu poți să transferi exploatația, aici te blochează. Pentru că ar fi simplu, ai deschide un SRL, ai închide IF-ul, îl radiez, nu mai figurez nicăieri și depui pe SRL, dar nu se poate. Nu, că nu se poate, nu avem timpul necesar. Da. Mai aveți altceva de întrebat, domnul Bilașcu? Cam atâta, vă mulțumesc frumos. Sperăm că la anul să fie mai bine, dacă o să fie bani, nu se știe dacă... Da. Om trăi și om vedea. Da, asta. Bine. Vă mulțumesc tare frumos. Și noi mulțumim. Mulțumesc. Sănătate, Doamne ajută. Mulțumesc. Cătălin Pentiuc. 38 de ani, tehnician horticol, deține o exploatație de 6.000 de metri pătrați pe care am solare pe o suprafață de 4.400 de metri. Această exploatație se află pe raza municipiului Tecuci, mai exact între Tecuci și comuna Matca. Dar în acte aparține de OAT Tecuci. Eu aș putea accesa fonduri europene în viitorul exercițiu financiar? Sigur că da, pot să accesez chiar anul acesta. O să ajungi la un punctaj destul de bun, 4.400 de metri pătrați de solar este limita minimă la instalarea tânărului fermier. Poți să mergi la un consultant și să scoreze dosarul, să ai o discuție cu el, că eu cred că ai șanse să intri la finanțare chiar anul ăsta. În regulă, un alt telespectator ne-a transmis... un mesaj pe pagina noastră de Facebook, sună în felul următor mesajul. Bună seara dumneavoastră și invitaților, dacă se poate aș ruga-o pe doamna Strâmbulescu să-mi spună după cum prevede doamna la ce punctaj minim vor fi proiectele declarate eligibile și la ce punctaj se va deschide sesiunea. Nu am înțeles foarte clar la ce... Da, mi-am dat seama ce îl interesează pe fermier. E vorba de pragul lunar de depunere. Estimez undeva la 80-85 de puncte chiar, deschidere, luna iulie. Și până la cât vor intra ele pe raportul de selecție, că ele pot să fie eligibile, asta spuneam. Poate pot să treacă toate etapele de evaluare ale agenției, dar să rămâneți cu un dosar sub punctajul de finanțare. Asta însemnând că nu veți apărea pe raportul de selecție și nu veți semna contractul de finanțare, chiar dacă dosarul este foarte bine întocmit, el depășește toate etapele de evaluare ale agenției. Încerc să vă spun și punctajul minim, din câte am înțeles, la care estimez eu că s-ar intra. Păi la 500 de proiecte și acum ne raportăm dacă s-a înjumătățit alocația financiară, atunci crește automat și punctajul. Estimez undeva 70, mi-e frică. La 70 mi-e frică. Mie, personal. Ionuț... Trâncă din Dolj, doresc să accesez fonduri europene sau ce sub măsură pot accesa pentru un depozit frigorific și refrigerate? Pot accesa mai multe fonduri europene în același timp? Ce îi spuneți? Da, poate să acceseze sub măsura 4.1 sau măsura 4.2, bineînțeles, în nou program național.
Momentan nu sunt finanțări pentru aceste măsuri. Acum depinde foarte mult dacă vrea să depoziteze producția proprie sau vrea să depoziteze produse achiziționate de la terți, atunci merge pe măsura 4.2, 50% cofinanțare, dacă, bineînțeles, dacă rămân în aceleași condiții. Dacă vrea să depoziteze producție proprie, adică desfășoară și activitatea agricolă, atunci poate să ajungă până la 70% sau poate chiar 90%. 50% e finanțarea inițială, crește cu 20% dacă persoana e sub 41 de ani și nu are exploatație agricolă mai veche de 5 ani și 20% dacă este zonă defavorizată, zonă montană sau zonă cu constrângeri semnificative. Sau mai poate să crească cu 20%, nu mai mult de 90% dacă face activități de agromediu. Dar acolo doar unele activități vor fi finanțate, punctate cu 90%. Bun, dar rămâne să vedem noile condiții, dacă vor rămâne la fel ca și în programul 2014-2020. Luăm 10 secunde de publicitate, după ne reîntoarcem la agricultura la raport. Creștem împreună cantitate și calitate fără stres, aplicând produsele naturale AgriTechno pentru cultura ta. Alegi biostimulatorii din gama AgriTechno, alegi performanța. Am revenit în direct. Aș fi vrut să-i răspundem domnului Alexandru din Caraș vis-a-vis de măsurile și submăsurile pentru care mai există finanțare, pentru că e o întrebare legitimă venită din partea mai multor telespectatori. Oamenii, pe bună dreptate, vor să știe cam în ce direcție își pot îndrepta atenția și dacă mai există bani pentru ce anume. Haideți să clarificăm în timpul ăsta pe care îl avem la dispoziție. Cred că ar fi interesant pentru cei care vor să acceseze fonduri europene să aibă așa o imagine cât mai clară a măsurilor sau submăsurilor pentru care pot depune proiecte. Da, trebuie să anunțăm potențialii solicitanți. Eu fac parte și dintr-un proiect pe măsura derulat tot prin Ministerul Agriculturii, cu fonduri de la Ministerul Agriculturii, prin măsura M2, pe PNDR2, putem să înființăm grupuri de producători și iată că astăzi avem deschidere și vă putem oferi consultanță în vederea întocmirii documentației pentru a înființa aceste grupuri de producători în sectorul pomicol. Astăzi avem deschiderea submăsurii 9.1A cu o finanțare de aproape 2 milioane de euro. Ce avem deschidere chiar de mâine și pe irigații, pe submăsura 4.3. Este și aici ar trebui specificat, pentru că și eu am primit foarte multe solicitări și chiar din zona Moldovei, unde fermierii se confruntă cu seceta foarte tare. Trebuie spus că numai organizațiile de udători pot să acceseze, doar dacă sunt ei organizați în aceste asociații de udători, pot să depună pe submăsura 4.3. Ea se va deschide cu derulare începând de mâine. Există o finanțare pe 4.3, pe submăsura 4.3, de 43 de milioane de euro. Aproape 44, 43.700. Cam așa. Banii, din punctul meu de vedere, puțini pentru așa ceva. Pentru irigații, cu siguranță, sunt puțini. Pentru infrastructură. Da, și știu că sunt mulți fermieri care ar dori să acceseze. Unii au depus mai multe proiecte, dar rămâne de văzut acum câți vor putea să ajungă la banii ăștia și să de asta se le dorește, fie folositor cu adevărat. Da, pe 4.3 se dorește ca o asociație să nu mai poată să depună mai multe proiecte și doar un proiect pentru a fi finanțate tocmai mai multe organizații de udători. Bun, e adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar tot de la fermier cunosc faptul că ei vreau să depună mai multe proiecte pentru a-și acoperi un areal cât mai sigur, mare, pentru că, sigur că da. Suma asta de un milion per proiect e
un fel de apă de ploaie, dacă tot vorbim de irigații, dar în fine, pe principiu bun și ăștia decât deloc. O să vedem ce se va întâmpla în... Din informațiile mele, chiar se discută ca această finanțare pentru irigații să meargă pe o altă componentă, astfel încât pe următoarea perioadă de programare, următorul plan național strategic, să rămână fără această componentă care este, care înghite foarte mulți bani. Și atunci ar fi, din punctul meu de vedere, ar fi o politică bună îndreptată în sensul ăsta. Să mergem pe infrastructuri mari cu alt gen de finanțări pe alte programe. Bun. O altă întrebare venită din partea unui fermier. 21 de ani, vreau să înființez o plantație de afine plus producție. Aș vrea să știu dacă mai am șanse anul acesta prin măsura 4.1a. Sau să-mi pregătesc proiectul pentru anul viitor. Ce îi spuneți? Nou PNDR. Momentan nu mai există finanțare pentru submăsura 4.1a. Așteptăm condițiile din nou PNS. Legat de pregătirea proiectului, în afară de a-și identifica terenul și beneficiarul să știe, să aibă toate actele în regulă asupra terenului pe care dorește să-și înființeze plantația. Personal nu sugerez să facă alte demersuri, neștiind cu ce condiții, ce clarificări va veni nou ghid. Mai bine nu face alte demersuri în scopul de a nu greși sau de nu a face ceva și nu a se implica în cheltuieli care probabil nu o să-l ajute în nou PNS. Deci, în afară de a-și identifica terenul și a-și stabili suprafața necesară, în afară de asta nu sugerez să facă nimic altceva. Bun. Marius Mihailă din Dolj vă întreabă dacă poate primi finanțare pentru utilaje agricole. Vrea să-și achiziționeze un plug și o semănătoare. Lucrează 420 de hectare de teren, cultură mare. Ce îi spuneți? Pe următoarea perioadă de programare, anul acesta, alocațiile financiare pentru 4.1, pentru modernizarea exploatației, acolo unde domnul Marius putea să-și achiziționeze aceste echipamente, nu mai are nici această sumăsură finanțare, banii sunt epuizați, dar pe următoarea perioadă de programare, da, poate să-și achiziționeze aceste utilaje, poate chiar cu o componentă de depozitare și de ce nu procesare. Să se gândească și la aspectele astea. Bun. Un alt telespectator, Florin Mateescu, din județul Arad, ne scrie următoarele. Am o exploatație formată din 220 de bovine de lapte, bălțată românească, dar și metis. Aș vrea să îmi măresc capacitatea de adăpost pentru animale și să achiziționez și un FNC. La ce măsură mă încadrez? Cu dimensiunea economică a fermei, 220 de capete, numai la submăsura 4.1, pentru care momentan nu există finanțare, sugerăm să aștepte noul program național și cu siguranță va putea să și PNC-ul și modernizarea, dezvoltarea spațiilor și totul. Bun. Avem un telefon? Da, înțeleg de la colegi că e cineva la telefon. Bună seara! Alo? Bună seara, cum vă numiți, de unde ne sunați? Bună seara, Tănase de la Craiova, domnul Ghinea. Da, domnul Tănase. Domnul Ghinea. Așa, spuneți, vă ascult. În legătură cu fondurile astea europene, în condițiile în care aș vrea să fac o fermă de producție și o fermă de reproducție. Da, ziceți. Domnul Tănase, noi nu vă mai auzim aici. Dumneavoastră ne auziți?
Eu vă aud, da. Bun, acum v-am auzit și noi. Ia spuneți. Deci vreți să faceți două ferme, una de producție, una de reproducție. Da. Acolo s-a întrerupt. Așa. Este cumva limitat valoarea pe care trebuie să o primeze la Uniunea Europeană? Păi, haideți să vă răspundă invitați. Vă rog. Da. Ziceți, doamna Strâmbulescu. Limitată valoarea finanțării. Cu siguranță avem praguri de finanțare, deci nu e așa ca un sac fără fund. Deci, dar trebuie capacitat. Noi nu știm, ne-ați dat două linii mari și nu ne-a spus nimic concret. Că de acolo 10.000 de capete, 10.000 de capete, creștere și îngrășare și 500 de scroape. 10.000 de capete. Da. Vreți să înființați o fermă de 10.000 de capete? Da. Să le achiziționați? Nu, să fac o fermă, fac proiectul să... Să faceți proiect și să achiziționați 10.000 prin proiect. Ce, da. Ce doriți să faceți prin proiect? Că de aici începem discuția. Să produc carne de porc 10.000 de porci pe an. Dar dumneavoastră, la depunerea cererii de finanțare, să nu aveți niciun cap de animal, da? Deci asta da. Spuneți. Păi, dar nu pot să am, nu pot să am, e startup. N-am cum. Nu, pentru startup-uri, în primul rând, nu se dau sume colosale. Noi trebuie întâi, și asta spun tot timpul solicitanților mei, în momentul în care ești startup, atunci, gândiți-vă dumneavoastră că nici măcar la ferma mică nu primim bani sau la instalarea tânărului fermier fără să avem deja o exploatație, da? Dar aminte să ne dea cineva atâția bani, deci dumneavoastră trebuie să porniți cu ceva ca să puteți să faceți, să vă construiți adăposturi, să vă luați, mă rog, ce doriți. Doamna Marinela, poți să intervin? Da, sigur. Vreți să mă ascultați un pic? Alo? Numai un pic, domnul. Haideți să vorbim pe rând, domnul Tănase. Dați-le voi consultanților să spună punctul de vedere, da, și apoi da, completați. Vă rog. Da, da. Acum nu, nu am la îndemână calculatorul de ESOR ca să văd ce dimensiune economică ați prognozat dumneavoastră prin proiect, dar prin sumăsura 4.1 puteți să faceți această investiție. Aveți doar, mă rog, aveți doar terenul pe care urmează să vă construiți halele și grajdurile și să vă achiziționați echipamentele, urmând ca până la finalizarea proiectului sau ghidul solicitantului pe sumăsura 4.1 așa prevede că în prim până la primul an de monitorizare dumneavoastră veți popula acele grajduri cu animale. Deci veți așteptați nou PNDR și sumăsura 4.1, o să vedem ce clarificări o să vină acolo. Dacă vă afectează cumva dimensiunea economică de 10.000 de capete, să nu există un prag acolo de, poate, eu știu, numai să vă permită 5.000 de capete, dar veți putea să depuneți proiectul, să vă construiți halele, să vă achiziționați utilajele, urmând ca aceste grajduri să fie populate după finalizarea investițiilor. Când aveți dar trebuie deja spus, Levente, că trebuie să pornească de la un minim de son exploatație. Da, minimul de souri fiind 4.000 de souri. Da. Din câte știu. Exact. Bun, haideți să procedăm în felul următor, că bănuiesc că domnul Tănase mai are multe lucruri de aflat de la dumneavoastră. Domnul Tănase, colegul meu, Sorin, o să-și noteze numărul de telefon. Nu închideți acum după ce ne luăm la revedere și după o scurtă pauză comercială vă resună el și continuăm dacă mai aveți întrebări. De acord? Domnul Ghinea. Domnul Tănase, m-ați auzit că trebuie să luăm publicitate. Vreți să ne reauzim după publicitate? Sigur că da. Bun, atunci nu închideți acum, nu închideți telefonul. Nu închid, nu închid, domnul Ghinea, nu. Continuați discuția cu cei din regie. Sorin vă va lua numărul de telefon, colegul meu. Bun, luăm câteva minute de publicitate, așa cum i-am anunțat pe telespectatori.
După o să le răspundem celor care ne scriu pe pagina de Facebook AgroTV-Agricultura la raport, dar o să dialogăm și cu telespectatorii care vor suna la 031 405 2800. Până atunci, publicitate și revenim.